Sunt speculații în care, dacă aș intra, cred că dumneavoastră, în primul rând, v-ați mira cum pot să fac astfel de greșeli. Nu fac astfel de greșeli. Fiecare este liber să scrie ce vrea. Sigur că are o responsabilitate deontologică. Unii n-au această responsabilitate deontologică și apar din acest motiv informații, așa zis, pe surse pe care le știm foarte bine. Nu e prima dată că apar astfel de lucruri care se dovedesc că sunt numai niște bombe de presă. Reacția președintelui Senatului vine după ce în presă au apărut informații despre un presupus denunț împotriva acestuia făcut de managerul unei firme implicate în dosarul Microsoft. Este vorba mai exact despre un martor care a dat declarații sub pseudonimul de Gabriel Marin. Acesta ar fi vorbit, potrivit Luju.ro, despre șpăgile încasate de membrii guvernului tărician în perioada 2005-2008. Printre cei vizați de denunțurile lui Gabriel Marin se numără fostul premier, dar și Eugen Teodorovici, care era secretar de stat în Ministerul de Finanțe la acea vreme, sau Caroli Borbei, fostul ministru al comunicațiilor. Denunțătorul vorbește despre Victor Malinovski, directorul unei companii din Austria. Acesta ar fi virat sume mari de bani cu titlul de mită în conturile unor offshore-uri deținute de diferite persoane interpuse care urmau să-l ajute în remiterea mitelor către membrii guvernului. Fairly Enterprises LTD, 2.700.000 de dolari. Victor Malinovski mi-a declarat că firma respectivă era lui Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu, care urmeau să plătească mitele către Călin Tăricianu, Eugen Teodorovici, Caroli Borbei, Richardson International LLC, 4 milioane de dolari. Ownerul firmei fiind Eva Maria, soția lui Peter Hangler, pentru plata mitei către Călin Tăricianu, Eugen Teodorovici, Caroli Borbei. Potrivit Luju.ro, președintele Senatului, Călin Popescu Tăricianu, s-ar putea alege un dosar în urma acestui denunț.